Echipele de intervenție de la servicii publice s-au acționat prompt pentru îndepărtarea arborilor căzuți și pentru a preveni eventualele accidente. La liceul Dimitrie Cantemir, doi copaci uscați și în pericol de prăbușire au fost îndepărtați pentru a asigura siguranța elevilor și trecătorilor. Totodată, numeroase acoperișuri au fost afectate, tabla sau alte materiale riscând să cadă peste oamenii ce treceau prin zonă. Inspectoratul pentru situații de urgență al județului Iași și servicii publice SA au semnat un protocol pentru intervenția rapidă în astfel de situații critice. În alte zone ale țării, porturile de la Marea Neagră au suspendat manevrele, iar trecerile cu feriboturile către Bulgaria au fost oprite din cauza vântului puternic. 7 localități din județul Harghita au rămas fără curent electric în urma vântului puternic. Echipe specializate au fost trimise în teren pentru a remedia situația. Totodată, până acum, nu au fost raportate victime în urma pagubelor provocate de rafalele de vânt. Meteorologii anunță că vântul va scădea în intensitate în următoarele zile, iar temperaturile vor reveni la normal pentru această perioadă a anului.